Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre anemie. L-am invitat în studio pe domnul dr. Alin Stănescu, medic primar pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului Alfred Rusescu. Bine ați venit, domnule doctor! Bună seara, mulțumesc de invitație! Dumneavoastră, dacă sunteți părinți sau bunici și sunteți interesați de subiect, puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la 0751 400 300 sau le puteți scrie pe pagina emisiunii Starea de Bine de pe Facebook. Astăzi vom vorbi despre anemia prin carență de fier. Domnule doctor, ce este anemia? Deci, anemia prin carență de fier, ca să ne referim la acesta, pentru că anemia mai are și alte cauze, mult mai alte cauze, este o deficiență nutrițională, ca să nu-i spunem chiar boală, deoarece afectează foarte multă lume la nivel mondial și poate fi prevenită și tratată. Ce înseamnă? Înseamnă cantitatea de fier pe care o ingeră, o mănâncă, o primește individul respectiv, nu este suficientă pentru necesarul în fier al organismului respectiv. Și atunci apare un deficit de fier și secundar apare anemia. Pe înțelesul tuturor, globulele roșii, toată lumea știe globulele roșii, în condițiile că nu au suficient fier, nu mai sunt atât de roșii. Nu mai stau roșii și nu își pot îndeplini în totalitate ce funcții au ele. Anemia apare la copii sau apare și la copii și la adulți? Anemia apare la copii, mai frecvent la copii, deoarece copiii au o alimentație mai restrictivă și mai țintită, de aceea alimentația copiilor trebuie respectată, pentru că adultul are o mai mare variantă de alimentație și își completează fierul din diverse surse. Dar mai apare și la femeia gravidă, deoarece gravida are nevoie de fier pentru ea și pentru viitorul copil. Și atunci necesarul este mult mai mare și nu tot mereu acest necesar este acoperit și apare anemia prin deficit de fier, pentru că, să precizăm, ne referim în această emisiune la anemia prin deficit de fier. Și eu vreau să vă mulțumesc că ați avut această inițiativă, deoarece deficitul de fier la nivel mondial, dar pe noi ne interesează mai mult ce este în România, este foarte extins la grupele de risc. Care ar fi niște cifre la nivel mondial? La nivel mondial depinde și diferă în funcție de țară. Anemia prin deficit de fier este mult mai frecventă în țările în curs de dezvoltare, având o cauză de regulă nutrițională, deci de regulă cantitatea de fier ingerat. Și este mai puțin frecventă în țările puternic industrializate, unde alimentația este mai rațională și există și foarte multe produse fortificate în fier, produse alimentare. Organizația Mondială a Sănătății apreciază că circa 30% din populație la nivel global are un anumit grad de anemie. Asta înseamnă foarte mult, înseamnă de fapt cam 2 miliarde. Foarte mult, sigur că da, foarte mult la nivel global. Sunt țări din Asia în care alimentația este carențată în fier și există și obiceiuri alimentare, de exemplu, băutul ceaiului cu tanin, care leagă și fierul care este puțin, care este primit în alimentație, cum este India, de exemplu, în care frecvența anemiei și gravitatea anemiei prin carență de fier este mult mai crescută decât în alte țări. Așadar, am putea spune că anemia este o problemă. Este o problemă de sănătate foarte publică. Foarte gravă de sănătate publică, semnalată de Organizația Mondială a Sănătății. Da, sigur că există programe speciale ale Organizației Mondiale a Sănătății, sunt studii și în România s-au făcut astfel de studii, deoarece s-a presupus că există o astfel de situație. În general, după cum v-am spus, frecvența anemiei și extinderea ei în masă este proporțională cu venitul pe cap de locuitor și cu PIB. Și în urmă cu ani de zile, institutul în care lucrez a făcut cercetări la copii și la gravidă, pentru că este un institut profilat pentru mamă și copil, sănătatea mamei și copilului, și a descoperit că gravidele în luna 7 de sarcină, circa 42% asta sunt anemice. Aproape jumătate dintre gravide. Aproape jumătate dintre gravide, da. Și copiii valind între 45 și 50% de jumătate. Și atenție, aceste grupe populaționale, sugarii și gravidele, când spunem că sunt anemice,
înseamnă că au o valoare a hemoglobinii sub valoarea pe care o recomandă OMS-ul ca minim acceptabilă, 11 grame la decilitru, dar se presupune că restul populației are un deficit de fier în proporție variabilă, că ca și etape, întâi apare deficitul de fier nesezizabil sau sezizabil până investigații mult mai sofisticate și după aceea apare anemia decelabilă prin valoarea pusă în evidență prin valoarea hemoglobinei. Anticipez puțin, cred că este nevoie de investigații anuale care să arate care e nivelul de fier al fiecărui individ, indiferent de vârstă, și în funcție de aceasta să primească suplimente sau să-și modifice dieta. Deci, sigur că investigațiile sunt recomandate de către medic. După cum știm, fiecare cetățean al României, persoana asigurată, beneficiază de un examen medical profilactic atunci când el se simte bine pentru a se evalua starea de sănătate și atunci medicul poate să-și recomande. Dar pentru anumite grupe vulnerabile, putem să spunem, de exemplu pentru gravide, există protocoale foarte bine determinate ce analize trebuie făcute în timpul sarcinii și ce trebuie să facă o gravidă pentru a preveni, printre altele, și anemia prin deficit de fier. Revenim la acest subiect. Haideți să vedem care e rolul fierului în organism. De ce este atât de important? Avem și niște imagini pe care telespectatorii le pot vedea. Este un element vital. Care... Deci fierul face parte din structura hemoglobinei. Hemoglobina are ca rol esențial să transporte oxigenul de la plămâni către toate organele corpului uman și în primul rând și în special către cele mai importante, către inimă, către creier, către mușchi. În momentul în care cantitatea de fier, deci fierul leagă oxigenul la nivelul plămânului și îl cedează la nivelul țesuturilor, în momentul când fierul nu este în suficientă cantitate, sigur că această proporție de oxigen se transportă în proporție mai mică. De asemenea, fierul, pe lângă componentă a hemoglobinii, mai este și face parte și din structura mioglobinei, a fibrei musculare, și ca și cantitate, cea mai mare cantitate a fierului se găsește în hemoglobină și mioglobină, dar tot la fel de important și, dacă putem să facem o ierarhizare, poate chiar și mai important, fierul se găsește în structura unor enzime și în structura celulelor nervoase, favorizând diverse procese ale, spunem, și gândirii și comportamentului, încât carența de fier poate să aibă la diverse vârste manifestări unele importante. Așadar, activitatea fizică zilnică este afectată de lipsa de fier. Poate să fie afectată în momentul în care anemia este ceva mai severă, pentru că totuși majoritatea persoanelor care au anemie, un deficit de fier și o anemie prin deficit de fier, au o anemie moderată, prezintă o anemie moderată, dar sunt și cazuri cu anemii foarte severe. Am avut cazuri de copii care aveau valoarea hemoglobinei de 3 grame, 5 grame, repet, valoarea hemoglobinei normale era de 11 grame. De ce? Pentru că au primit o dietă total, total nesatisfăcătoare. Era incredibil. Era un copil care s-a prezentat la spital chiar în stare foarte gravă. Sigur, sunt cazuri de excepție. Dar cei care au anemie sunt persoane mai obosite, să le spunem între ghilimele, cu o capacitate de efort fizic mai mică. Vreau să precizez că sunt anumite țări în curs de dezvoltare în care deficitul de fier al lucrătorilor a influențat în mod negativ productivitatea muncii și au fost programe de sănătate finanțate de către patroni prin suplimentarea și alimentației și cu fier pentru a crește productivitatea. Deci este o chestiune ultra cunoscută. Da. Nu cred că în România este chiar această situație, dar sigur că poate să determine această slăbire a activității fizice. Dar nu acest lucru este cel mai important dintre efectele carenței de fier. Unul dintre elementele cele mai importante și, din păcate, el este evidențiat la distanță, este deficitul cognitiv care poate să apare la copil. Ce înseamnă deficit cognitiv? Capacitatea de atenție, capacitatea de relaționare, capacitatea de a face relaționări între diversele elemente,
și acest deficit, capacitatea de a se concentra, iritabilitate, alternarea agitației cu lentoarea excesivă, că știți, un copil prea liniștit, nici cu el nu este foarte bine, și această tulburare poate să apară, cum am spus, la distanță, deci un deficit de fier în primul an de viață poate să aibă efecte sau aceste efecte să fie evidențiabile la intrarea în școală și sunt studii în acest sens. Pe parcursul vieții, adultul va resimți această problemă? Sigur că adultul poate să resimtă, după cum am spus, frecvența anemiei prin deficit de fier în țările din jurul nostru și în România diminuă frecvența aceasta, adică gravitatea și numărul de cazuri, pentru că adultul are o alimentație ceva mai largă și se compensează. Numai că la copil, în momentul când a avut un deficit în primul an de viață, 80% din fierul necesar sistemului nervos este fixat în primul an de viață. Acest deficit poate să aibă urmări mult mai târziu. Și, din păcate, anemia este, cum am spus, un deficit nutrițional, putem să-i spunem și boală, dar care nu doare. Și ca orice lucru care nu doare, oamenii acordă ceva mai puțin atenție acestei situații. Ce ar trebui așadar să facă gravidele și în special gravidele din țara noastră, că asta ne interesează pe noi, fiind o țară mai puțin dezvoltată? Da, să zicem, pe cale de dezvoltare, ca să spunem așa, să fim mai optimiști și chiar așa și suntem. Deci în România există două programe de sănătate, pentru că Ministerul Sănătății, pe baza cercetărilor pe care vi le-am spus, a luat măsuri și pe lângă un program de educație privind o alimentație sănătoasă, să știți că acest slogan, alimentație sănătoasă, nu este o lozincă, este o chestie reală. Deci, pe lângă educarea pentru o alimentație corectă, a propus și a aprobat două programe de suplimentare a alimentației cu fier, pe lângă cea care vine prin alimente, de suplimentare cu alimentație cu fier, cu fier medicament, picături sau tablete, depinde de la caz la caz, a sugarilor și a gravidelor. Și acestea se oferă gratuit. Și acestea se oferă gratuit. Până la ce vârstă? La sugari se oferă gratuit până la vârsta de un an de zile, mă refer, preventiv. Deci copilul nu este bolnav, dar are un deficit de fier și chiar dacă acest deficit de fier nu este evidențiat printr-o hemogramă, există un protocol care stabilește că la anumite vârste, în funcție de ce hrană primește copilul la vârste de sugar, el trebuie să primească o anumită cantitate de fier. De exemplu, un copil prematur, născut cu greutate mică la naștere. Nașterea cu greutate mică presupune că este ori născut înainte de termen, ori chiar la termen, dar cu o dezvoltare intrauterină deficitară. Transferul de fier de la mamă, de la gravidă, către făt, se face în ultimele 3 luni de sarcină. În momentul când un copil e născut cu 2 luni înainte de finalul sarcinii, este evident că zestrea lui de fier este foarte scăzută. Și atunci trebuie să suplimentăm aproape imediat după naștere. La un copil născut la termen, dintr-o mamă care a primit fier în timpul sarcinii conform protocolului, începând cu trimestrul 1 de sarcină până în trimestrul 3 de sarcină, cu o doză care este stabilită în protocol, atunci și acest copil este alăptat, copilul trebuie să primească fier începând de la vârsta de 4-6 luni de zile până la un an de zile. Dacă un copil nu este alăptat, trebuie să primească mai devreme. Și așa mai departe. Din urmare, mă refer la tratamentul preventiv de suplimentare pentru un copil care presupunem că nu este anemic, dar pentru a preveni anemia. Ca și cu vitamina D, pentru că este ceva mai cunoscut, administrarea de vitamina D, este un program ceva mai vechi, deja a intrat în percepția tuturor oamenilor. De asemenea, vitamina D, care să obține, mă rog, sursa este din alimente și mai ales în transformarea pre-vitaminei D în vitamina D sub influența razelor solare, România fiind o țară temperată, această transformare nu e suficientă, există un deficit să suplimentează cu vitamina D. Același lucru trebuie făcut și pentru fier. Dacă copilul este anemic de data aceasta, deci are hemoglobina sub 11 grame, dozele sunt în raport cu ce nivel are hemoglobina și sunt stabilite de către medic. Așadar, nu există o regulă cât fier trebuie să primească un copil. Nu există o regulă. Există cazuri particulare. În medicină nu există reguli, sigur că trebuie stabilit, dar există protocoale care spun
copilul prematur cu greutate alimentată astfel trebuie să primească atât. Copilul care este, nu este alăptat și care este cu lapte, formulă și este născut la termen, trebuie să primească atât și așa mai departe. În momentul în care este chiar anemic, depinde de gradul anemiei. Cine recomandă doza pentru fiecare pacient în parte? Medicul de familie sau trebuie mers la pediatru în mod special? Nu. Medicul de familie, poate aceasta este o activitate, una dintre activitățile importante, preventive ale medicului de familie. Atribuțiile medicului de familie sunt, în primul rând, cel puțin la copii, au un rol preventiv pentru a preveni apariția unor afecțiuni, boli, etc., care să împiedice buna dezvoltare și medicul de familie. Dacă însă medicul de familie observă că, virgulă, copilul prezintă o anemie cu mai severă sau mai serioasă, care poate necesită un diagnostic diferențial, pentru că, după cum am spus, anemia nu există, nu este numai anemia prin deficit de fier, există și alte forme de anemie și unele dintre ele severe, atunci asigur că medicul de familie poate ori să facă investigații mai aprofundate, ori poate să trimită copilul la un medic de specialitate. Să recapitulăm. Femeia însărcinată. Deci femeia însărcinată. Care este sănătoasă. Femeia nu are însărcinată nicio problemă. Sănătoasă. Și care nu a avut niciun fel de problemă. Trebuie să primească fier în timpul sarcinii, conform unui protocol pe care îl știe foarte bine medicul de familie. Medicul de familie poate să-i recomande. Acest fier este primit de către femeie compensat în timpul gravidității, compensat 100%. Medicul scrie un anumit cod pe prescripția medicală și este primit. O să mă întrebați, sau sper să mă întrebați, se face așa? Se întâmplă acest lucru? Nu se întâmplă în proporția dorită de cei care organizează programele de sănătate, pentru că complianța la administrarea de fier din partea gravidelor nu este tot mereu cea dorită. V-am spus, femeia se simte bine, da. Nu este obișnuită să ia medicamente. Există cumva și această prejudecată a persoanelor sănătoase că eu mă alimentez corect. Și aici aș vrea să vă întreb, în ce ar consta alimentația corectă a gravidei? Ce ar trebui să aibă în vedere, din punct de vedere alimentar, există această prejudecată, trebuie să mănânce pentru doi. Este adevărat sau nu? Trebuie să mănânce pentru doi, dar unul e foarte mic, atenție, să nu mănânce pentru doi adulți. Adulți, da. Sigur că, în general, eu cred că lucrurile sunt cunoscute, din păcate nu prea sunt respectate. Fierul se găsește în carnea roșie, da, în carnea de vită, se găsește și în carnea de pui, se găsește și în alte alimente și se găsește foarte mult și, mă rog, în cantitate mai mare, în legumele verzi, vorbind de gravidă. Pentru copil, fierul se găsește în cantitate mai mică în laptele de mamă decât în laptele de vacă, dar absorpția lui este foarte bună în laptele de mamă. De aceea este un element în plus pentru a alăpta copilul. Toată lumea știe că se găsește fier în spanac. Păi, Pupei Marinaru, ați văzut de ce făcea mușchi? Pentru că era fierul de mioglobină, nu? Da. Acest lucru era. Într-adevăr, vedeți? Pupei Marinaru era o chestie de promovare a unei alimentații sănătoase foarte bine, care a prins foarte mult. Revenim la aceste femei gravide care cred că mănâncă foarte sănătos. Ce se întâmplă dacă femeia însărcinată dorește să rămână vegetariană? Atunci trebuie să ia niște măsuri suplimentare profilactice pentru a deci preveni anemia? Există nutriționiști, iar acum această specialitate a început să dezvolte din ce în ce mai mult și în România, care poate să-i recomande alimente care au un conținut mai bogat în fier, modul de prelucrare a acestor alimente care să fie mai corect, astfel încât fierul să fie mai bine absorbit. Dar, repet, orice gravidă care cât de bine și de corect ar mânca, trebuie să primească suplimentar fier. Și trebuie să asculte ce spune medicul. Trebuie să asculte ce spune medicul, să facă ce spune medicul. Pentru că acest lucru îl face pentru binele copilului. Da, și vreau să vă precizez că am spus că proporția de anemii, de gravide anemice este de circa 42%. Dar institutul nostru a făcut un studiu la femeile de vârstă fertilă, deci nu gravide. Iar proporția de femei de vârstă fertilă care erau anemice, deci cu hemoglobină sub 11 grame, era de 21%, deci foarte mari. Iar frecvența, în funcție de rural, urban, pe etnii,
pe grad de școlarizare, deci gradul de școlarizare spune și nivel economic, era aproape dublă la populația vulnerabilă. Un studiu realizat în primăvara acestui an arată că 9 din 10 femei tinere nu și-au făcut niciodată analizele pentru determinarea nivelului de fier din organism. Deci eu cred că în momentul în care o persoană trebuie să meargă la medic să facă un control medical preventiv, deci atenție, când ești sănătos sau când te consideri sănătos, medicul poate să îi spună atunci dacă există semne clinice, pentru că o anemie poate să fie depistată și până semne clinice. Nu este strict obligatoriu să ducă să-și facă neapărat o hemogramă din proprie inițiativă. Dar, sigur că este bine să caute. Acest studiu realizat de Anemia Working Group a arătat că 80% dintre aceste femei pe care le-au chestionat consideră că anemia este o problemă a persoanelor vârstnice și nu a celor active. Există așa o prejudecată despre ce înseamnă de fapt sănătate și dacă nu am niciun simptom, înseamnă că nu am nicio problemă. Iată că în cazul anemiei nu e așa. Dar v-am spus că 21% din femeile care erau, se considerau sănătoase, 21% per total, iar la rural erau cu 25%. Mai chestiunea că la țară se mănâncă mai bine nu se validează tot mereu, da? Iar în grupurile etnice defavorizate, iarăși frecvența anemiei era foarte mare. Foarte mare. Este strict legată de alimentație. Alimentație, fie o alimentație necorespunzătoare prin obiceiul, fie o insuficientă alimentație insuficientă cantitativ și calitativ. Ce ne spuneți dumneavoastră este îngrijorător, mai ales că nu prea sunt semne clinice. Există totuși niște semne pe care le putem observa? Ce este îngrijorător? Este îngrijorător că lumea, așa cum ați spus dumneavoastră, nu acordă suficientă importanță acestui fapt. Și poate să spunem că dacă o persoană adultă care se consideră sănătos poate mai trece cu vederea, dar o gravidă este obligată să vadă ce se întâmplă cu ea, pentru că are obligație pentru ea și pentru copil, da? O mamă este obligată să vadă ce se întâmplă pentru copil. Sigur, anemia nu doare, dar sunt semne indirecte la adulți. Persoane care obosesc foarte frecvent, care obosesc imediat după ce se scoală, adică în timpul orelor de program, care își pierd capacitatea de concentrare, copii, cum am spus, care sunt iritabili, care sunt palizi, copilul palid, un copil care greutatea nu este, numai greutatea nu este un indicator al unui copil sănătos din punct de vedere nutrițional. Pentru că un copil care mănâncă multe făinoase este gras, frumos și anemic. Pentru că făinoasele nu conțin. Și observăm că din ce în ce mai mulți copii consumă produse de fast food sau dulciuri sau produse făinoase și... În care cantitatea de fier este foarte mică. O altă problemă importantă este la copii, pentru că copiii se numește orice individ până la 18 ani, deși să-i spui unui domnișor de 17 ani că e copil, sigur că nu-i place, este un adolescent și e tânăr. Și la fete mai intervine o chestiune suplimentară, apariția menarhiei, a menstruației, și o menstruație mai abundentă poate accentua deficitul de fier și trebuie avut în vedere și acest lucru. Acum, dacă printre cei care ne urmăresc sunt persoane care consideră că sunt obosite sau au unul dintre aceste mici simptome pe care le-ați amintit, ce ar trebui să facă? Să se repeadă la farmacie, să-și cumpere un supliment de fier sau să meargă la medicul de familie pentru investigație? Sigur că știți cum este și cu oboseala. Dacă ești obosit la 8 seara, este o chestiune normală. Dacă ești obosit la niște ore sau dacă această oboseală devine ceva mai evident și te deranjează în activitate, trebuie să te duci să te vadă medicul, pentru că mai sunt și alte cauze. Și medicul poate să prescrie o hemogramă, este o analiză foarte simplă, nu este nicio problemă, și după aceea să facă un diagnostic diferențial, pentru că sub o anemie prin carență de fier mai pot să existe și alte afecțiuni care trebuie văzute. Oricum, fiecare dintre cei asigurați are dreptul la un set complet de analize pe an. Hemograma intră în aceste analize? Hemograma intră, deci acest
un individ care este asigurat și care efectuează un examen medical preventiv, sperăm să-l efectueze, pentru că în realitate puțini dintre noi se duc de bine sănătos la doctor ca să te vadă dacă are vreo problemă, are dreptul ca medicul să-i recomande o hemogramă dacă este cazul. Doamnelor și domnilor, puteți trimite SMS cu întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Domnul doctor Alin Stănescu, medic primar pediatru la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, va răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de anemie. În ce constă tratamentul anemiei în cazul în care aceasta este diagnosticată de medic? Deci tratamentul anemiei se face tot cu produse de fier, medicamente, aceleași produse care se pot da și pentru a preveni, numai că în alte doze și pe alte durate. O altă greșeală care se face în mod frecvent, de regulă din partea părinților, că ne referim la copii, dar câteodată și din partea unor medici, este durata pentru care se administrează fierul este prea scurtă. Fierul în cazul anemiei. Da, în cazul anemiei. Fierul nu se poate administra ca un antibiotic 5 zile, 7 zile și așa mai departe. Trebuie administrat la nivel de luni pentru a se putea cunoaște. Fiind o carență, tu trebuie să-l înlocuiești. Fiind o carență înregistrată de mai mult timp, tu trebuie să-l înlocuiești, să-i acorzi doza zilnică necesară și ceva suplimentar pentru a înlocui pierderile. Ce forme de prezentare au aceste produse? Sunt sub formă de soluție, sub formă de sirop și sub formă de tablete. Tablete, sigur, nu pentru copii, ci pentru persoanele adulte. Da. E dificil pentru un părinte să-l convingă pe copil să ia acel sirop? E bun la gust? Da, siropurile, acum toate siropurile pentru copii, medicamentele sunt foarte bine condiționate și nu mai este niciun medicament în care să nu poate să fie, să fie luat. Pot să vă spun din experiența din familie, ca să spun așa, pentru că numai acasă am dat în fiecare zi fier nepotului meu, care l-a luat foarte, foarte încântat, nu a avut niciun fel de probleme. Ca pe un desert. Ca pe un desert. Sigur, sigur că și fierul, ca orice alt produs pe lumea asta, inclusiv un nutrient, fierul este un micronutrient și există macronutrienți, mâncarea noastră cea de toate zilele. Da. Poate să dea efecte negative. La unii pot să dea o constipație, la alții pot să dea fenomene diarice, dar aceste cazuri sunt în extreme. În general, fierul, mai ales produsele moderne, sunt bine tolerate. Și cum se administrează? Dimineața, înainte, după masă? Cum se Fiecare produs de fier, pentru că există pe piață diverse produse de fier, au condiții de administrare specifice în raport cu ce excipienți conțin și care este, mă rog, tehnologia de fabricație. Dar nu este o problemă. Numărul de picături care se administrează la copil este destul de mic, nu este o problemă mare. Iar și tabletele, de exemplu, mă rog, fierul poate să fie și imbuvabil, să poți să-l bea și sub formă de tablete la gravide, totul este să ai grijă să iei. Nu că ar fi o problemă cum o iei. Și din experiența dumneavoastră, părinții sunt complianți, au grijă ca micuțul lor să primească zilnic doza necesară de fier? Deci, complianța variază foarte mult și acest lucru variază în raport cu nivelul de educație, cu nivelul de instrucție și așa mai departe, cu nivelul de abilități parentale ale unor părinți. Dacă sunt părinți care nu prea știu cum să-și îngrijească copiii, ca să spun nu vor, mă rog, este greu de presupus acest lucru, dacă nu știu, sunt relativ mulți, atunci, sigur, complianța scade. Dar eu pot să vă spun, am făcut și un studiu în județul Vâlcea, un studiu în care administrarea de fier a fost controlată în sensul că o asistentă medicală mergea în fiecare zi și vedea cât s-a consumat în flacon și avea o discuție cu mama respectivă și lotul de copii care a fost controlat, deci cu administrare controlată, a avut rezultate net superioare unui lot de copii care a primit fier, dar a mai uitat, n-a mai uitat și așa mai departe. Credeți că ar fi mai utile niște programe autoritare de distribuire a fierului prin produse, prin... Nu cred că se mai poate face nimic cu autoritatea în ziua de azi. După cum vedeți, cu autoritatea nu se pot face lucruri nici acolo unde trebuie. Cred că emisiuni ca acestea ale dumneavoastră sau altele trebuie să convingă părinții, să convingă de necesitate, unu. Doi, medicii trebuie să convingă părinții, asistentele medicale trebuie să convingă părinții. Ministerul Sănătății de curând a reintrodus un nou serviciu care a fost desființat în momentul când s-a organizat sistemul medicilor de familie, asistenta medicală comunitară,
care este o asistentă medicală care merge acasă în familie, are activități în marea majoritate a cazurilor preventive și ea, acesta este unul dintre rolurile principale, să concilieze, ei da vitamina D, ei da fierul, ce face copilul, ce a mâncat, dă-i piept și așa mai departe. La copiii mai mari, care nu sunt diagnosticați cu anemie, să zicem la preșcolari și școlari, este necesară administrarea de fier? La școlar nu există un program special pentru copilul școlar și preșcolar și este problema numai alimentației. Suplimentarea se face numai la sugar și la gravidă. Spuneți-mi, vă rog, tot din experiența dumneavoastră, cum s-a schimbat copilul, pacientul, care a fost diagnosticat cu anemie după ce a început să primească fier? Deci am avut copii internați în care părinții au venit în spital pentru afecțiuni intercurente, unele severe pentru părinți, pentru că febra foarte mare, sigur că sperie foarte părinții. La a doua zi copilul era bine mersi, nu mai avea febră, era și bine și mânca. Și la hemogramă, o anemie destul de severă, relund anamneza, relund istoricul bolii și istoricul îngrijirii copilului, s-a constatat că copilul nu fusese alăptat, că fusese un fost prematur, nu-i dăduse fier. Bun, a fost o surpriză pentru mamă. A fost o surpriză, majoră, pentru că mama era o persoană care și-a dorit copilul foarte mult și l-a îngrijit. Toată perioada de gravitare a făcut tratament, deci au făcut eforturi mari să aibă acel copil. N-a luat fier dintr-un motiv care, mă rog, nu știu, și mă rog, nu discutăm acum, nu i-a fost recomandat, ea personal. Dar copilul, născându-se prematur, nevoia de fier a fost mare. Și s-a recomandat un tratament de fier și la 3 luni de zile deja valoarea hemoglobinei era normală și a continuat tratamentul pentru a completa și rezervele de fier, pentru a putea să spunem că este un copil echilibrat cu statusul fierului normal. Fierul, determinarea hemoglobinei, este cea mai simplă și cel mai ușor de făcut, analiză, dar sigur că există și alte analize mult mai sofisticate pentru a vedea și alte situații în care deficiența de fier este determinată și de alte boli, nu neapărat numai de deficitul nutrițional. Există țări, în care frecvența anemiei până deficit de fier este mare și mai ales a fost mare. Există țări chiar din Europa Occidentală care după război, datorită situației economice după război, frecvența anemiei a fost foarte mare, încât ei au fortificat o perioadă lungă de timp un aliment de largă circulație cu fier, apropo de complianță, nu mai stai să dai picăturile, nu, făina. Făina, cum să suplimentează acum cu iod sarea. Da. Și atunci s-a rezolvat problema. Ne apropiem de finalul emisiunii. Înțeleg că în țara noastră s-a constituit un grup de lucru pentru anemie, Anemia Working Group, care desfășoară campanii de informare, care a adunat o mulțime de specialiști din diverse domenii, de exemplu hematologie, nefrologie, gastroenterologie, obstetrică, ginecologie, pediatrie și care a făcut și studii pe un eșantion reprezentativ de femei. Ce urmărește, de fapt, un astfel de grup de lucru? Deci, un astfel de grup în care dumneavoastră ați pomenit, precum și alte grupuri similare sau preocupări ale societăților profesionale ale medicilor sau ale instituțiilor specializate ale Ministerului Sănătății, cum este institutul și în care lucrez eu, au avut preocupări aprofundate pentru chestia asta, are ca scop de a identifica problema, a găsi soluțiile pentru a o rezolva sau cel puțin a o ameliora și mai ales de a promova recomandările în populație. Pentru că cât de evidente ar fi lucrurile pentru specialiști, nu totdeauna aceste lucruri sunt foarte evidente pentru populație. Azi am vorbit despre anemie. Foarte pe scurt, care sunt așadar persoanele care ar trebui să fie foarte atente în privința anemiei? Deci, ca să o luăm în ordine, printre populația fertilă, de vârstă fertilă, femeile de vârstă fertilă, tinerile, adolescentele, femeile care au un ciclu foarte abundent și foarte lung, trebuie să se gândească la acest lucru, gravidele, în mod obligatoriu, sugarii, prematurii, sugarii care sunt alimentați artificial, deci nu primesc, acestea sunt în ordine punctele de țintă.
Vă mulțumim, domnule doctor, pentru că ați participat la emisiunea de azi. Doamnelor și domnilor, așadar, nu uitați, odată pe an trebuie să ne facem investigații la medicul de familie și trebuie să avem în vedere faptul că o mare parte a populației țării noastre suferă de anemie. De aceea trebuie să acordăm atenție nu doar unei alimentații sănătoase, ci și suplimentării cu fier acolo unde este indicat de medic. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!